Un tânăr din capitală a ajuns la spital în stare gravă după ce ar fi fost atacat de un necunoscut în plină stradă. Totul s-a întâmplat în seara de 25 ianuarie pe strada Ceucari din cartierul Poșta Veche. Poliția a fost anunțată de niște trecători care au observat victima la sol în stare inconștientă. La fața locului a venit grupă operativă, dar și o ambulanță care l-a transportat pe tânărul de 33 de ani la spital cu mai multe traume grave. Oamenii legii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere instalate în preajmă și au dat la scurt timp de urmele suspectului. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, originar din Raionul Leova. Audiat acesta și-ar fi recunoscut vina și a declarat că în timp ce se afla împreună cu fratele său pe strada Ceucari, între el și victima s-ar fi iscat o ceartă care a generat într-o bătaie. Suspectul ar fi lovit puternic pe tânărul de 33 de ani în regiunea capului, iar când a văzut că ultimul și-a pierdut cunoștința, a plecat de la fața locului. Mai mult, bănuitul a mai declarat că în acea seară era în stare de ebrietate. Acum acesta este reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de pușcărie.